Primele videouri vor fi despre cum m-am îngrășat până la 97 de kilograme, cum am slăbit 35 de kilograme, cum m-am menținut timp de 3 ani până la a doua sarcină și vom mai vedea apoi. Dar îmi doresc foarte tare să fac aceste înregistrări, să mă cunoști, să vezi exact care a fost evoluția mea, care a fost experiența mea și de unde am pornit. Iar seria Fit or Fat, îmi doresc foarte tare să încep cu începutul. Istoria mea, cum m-am îngrășat eu, nici nu știu câte kilograme, 40 de kilograme aproape, cum am ajuns să am 97 de kilograme și obezitate morbidă. Asta este subiectul pe care îl vom discuta astăzi. Uite, eu mi-am făcut un ceai. Te invit și pe tine să te hidratezi în timp ce asculți această înregistrare, acest video. Și dacă te identifici cu mine, dacă și tu ai o experiență similară, te rog frumos să-mi scrii în comentarii sau îmi poți trimite un mail. Cu mare drag mi-ar plăcea să putem împărtăși experiențele noastre și dacă crezi că te pot ajuta cu ceva, cu mare drag o voi face. Ok, să începem! Procesul meu de îngrășare a început în momentul în care mi-am luat job de vară între clasa 11 și clasa 12-a. Nu știu exact ce an era, dar acum mult timp, deci aveam 18 ani, acum am 33. Asta înseamnă acum 15 ani. Oh, ce am îmbătrânit! Oh! Zile să crezi, au trecut 15 ani. În vara aceea am muncit foarte mult, nu am odihnit absolut deloc corect, adică dormeam 3-4 ore pe noapte. În rest eram tot timpul pe terasă și ce face un ospătar chelner pe o terasă unde trebuie să servească mâncare, aleargă de la fiecare masă să ia comenzi, să ducă mâncare, să strângă mesele, în fine, chestii de genul ăsta. Făceam asta în fiecare zi, mă trezeam undeva la ora 7, undeva la 8 jumătate, 9 cel târziu, eram în herăstrău, pe terasă, aranjam terasa. Prima masă pe care o aveam era în jurul orei 12-1. Mâncam relativ puțin, nu mâncam mult, încercam să am câteva legume la masă, să am o sursă de carne sau uneori mai greșeam și îmi luam mezel. Iar următoarea mea masă era de fapt așa în mers într-o fugă dintr-un borcan de iaurt, mâncam de la o masă la alta și nu îmi luam pauză de masă, practic lungeam iaurtul acela de pe la ora 6-7 până pe la ora 9, împreună cu niște fulgi de porumb și cam asta era tot ceea ce am făcut eu în acea vară. Nu mi se părea ceva greșit, că nu mi se părea că fac ceva greșit, nu, pentru că toți colegii mei făceau același lucru. La vremea respectivă nu aveam nicio informație despre ce înseamnă alimentație, cum ar trebui să te hrănești sănătos, care este un program de mese, cum ar trebui să te odihnești. Nu am învățat niciodată asta, nu am avut cine să mă învețe și, din păcate, nici nu am primit o educație, nu am fost învățată să am grijă de mine și de sănătatea mea, din punctul ăsta de vedere. Poate că nu s-ar fi întâmplat nimic grav în momentul acela dacă nu ar fi fost un background, pentru că nici în copilăria mea cele de alimentație nu erau cele mai corecte. Și de aceea vorbeam despre hidratare, să ne hidratăm corect. Nu eram cel mai. Cele, nu aveam. În copilăria mea nu am avut cele mai bune obiceiuri de alimentație, în sensul în care masa principală era undeva seara, înainte de culcare, săream peste micul dejun categoric și masa de prânz era înainte de a merge la școală în clasele mici 5-8 și după ce ajungeam acasă de la liceu, în perioada liceului.
Cam asta a fost, din păcate. Nici nu aveam obiceiul să mă hidratez foarte bine, nu știam despre de ce e important să bei apă. Și așa am ajuns să mă îngraș. În vara respectivă, ce am observat, primul lucru care mi s-a întâmplat, a fost că mi-a scăzut foarte tare imunitatea, a început să-mi apară niște chestii la picioare și, nu știu, un fel de ciupercă sau ceva de genul ăsta. Și mi se umflaseră picioarele, da, chiar se umflaseră, dar tot așa, tot piciorul, practic m-am îngrășat la picioare în perioada aceea. Ăsta a fost primul lucru care mi s-a întâmplat. După această vară, evident că m-am întors la liceu, m-am întors la stilul de viață de acolo, mai puțină mișcare, dacă la terasă făceam destul de multă mișcare, mergeam toată ziua, kilometri. Acum, na, eram la liceu, trebuia să stau în bancă, să învăț, să-mi iau notițe, să fac temele acasă, să învăț pentru bacalaureat. Și aici a fost perioada cea mai grea, pentru că în perioada aceasta a clasei a 12-a, eu m-am îngrășat practic de la 55-58 de kilograme pe care le aveam înainte. În clasa a 12-a pur și simplu am expandat și am ajuns undeva în jur de 70-80, pe acolo, 80 și ceva de kilograme. Foarte mult, au fost, cred că mai mult de 25-30 de kilograme pe care le-am luat. Nu am fost cu ochii pe cântar niciodată și pentru că nu aveam cântar în momentul respectiv, nu era o prioritate. Prioritatea era să învăț pentru bacalaureat și să lucrez, pentru că apăruseră niște lucruri în viața mea personală care m-au forțat ca în clasa 12-a eu să trebuiască să am și un loc de muncă. Asta a fost istoria mea în ceea ce privește primele kilograme și primul impact. Evident că a fost greu, pentru că toată lumea din jurul meu, nefiind avizată și nefiind o persoană care să știe cum să mă sfătuiască, îmi spunea nu mai mânca, nu mai mânca, nu mai mânca. Iar eu nu știam de unde să mai tai. Pentru că mic dejun nu mâncam, masa de prânz uneori era, alteori era în fugă, iar masa de seară de obicei era ceva destul de ok, adică toată viața mâncasem lucrul ăla, nu știu, toată viața am mâncat o mâncărică de mazăre sau paste cu brânză sau, adică nici nu mai amintesc, îți dai seama ce mâncam la vremea respectivă, dar cu siguranță nu făceam excese, adică nu eram nici cu 2 litri de suc carbogazos, nu eram nici cu ciocolata sau cu fast food-ul toată ziua. Lucrurile erau ca înainte, erau normale, dar eu mă îngrășam. Evident că nu știam de ce mi se întâmplă asta și aveam tot felul de întrebări. Nu știu dacă și ție ți se întâmplă, dacă ai trecut prin asta și să te întrebi, dar de ce? Dar de ce? Dar ce fac rău? Dar ce fac greșit? Și eu mai întrebările astea stăteam, de ce fac rău, ce fac greșit. Dar în același timp le lăsam undeva în spate, pentru că prioritar și urgent era ca eu să învăț, era ca eu să lucrez și nu aveam timp să mă gândesc mai departe. Clar, că s-a ce a trecut, mi-am dat bacul, l-am luat cu notă bună chiar, așa că sunt foarte mândră de mine. Și evident că a trebuit să continui să lucrez, să merg la facultate, dar prima investiție pe care am făcut-o a fost să îmi iau o bicicletă de cameră, din aceea pe care pedalez. Iar aici, practic, începe cealaltă istorie, aici începe, practic, procesul meu de slăbire. Aici începe istoria mea în lupta cu kilogramele în plus. Aveam 19 ani acum, deja peste 80 de kilograme, acolo mă învârteam între 80 și 90 de kilograme. Eram demoralizată, nu înțelesesem ce mi s-a întâmplat, nu înțelegeam dacă este de la anticoncepționale, nu înțelegeam dacă este de la stres, nu înțelegeam dacă este de la, nu știam de la ce m-am îngrășat, nu știam cum am reușit să mi se întâmple asta.
Dar cert e că mă deranja foarte tare, mă durea ce mi s-a întâmplat, atât fizic cât și în interior, în corpul meu, în sufletul meu, era o neliniște constantă. Primul lucru pe care l-am făcut, pentru că asta știam, sportul rezolvă greutatea, da? Sportul te slăbește și auzind și înțelegând acest lucru, prima investiție pe care am făcut-o a fost să-mi iau o bicicletă de cameră și să fac sport. Evident că primele dăți am făcut 15, 20, 30 de minute, așa încet, încet, până când m-am obișnuit. Am ajuns în 6 luni de zile la aproape 90 de kilograme să fac 2 ore de mers pe bicicletă în fiecare seară. Practic, bicicleta se transformase în fotoliul meu și după serviciu, în fiecare seară ajungeam acasă, mă uitam la televizor pedalând. Și nu că pedalam așa în gol, pentru că pe măsură ce mă obișnuisem, creșteam foarte tare și dificultatea de la bicicletă. Dacă vei urmări în continuare vlogurile mele, vei vedea că gambele mele sunt destul de generoase. Și se datorează acelui ciclism pe care l-am făcut, pentru că la un moment dat am întâlnit un antrenor de sport care mi-a zis: "Dar ce cu gambele astea la tine? Tu ai făcut ciclism?" Și zic: "Da, în sufragerie, la aproape 90 de kilograme." Și uite, vezi, dacă nu ai informații, poți să strici corpul și poți să strici armonia care este acolo. Dar asta e, acum am învățat ceva și vorbesc despre asta în speranța în care ceilalți vor învăța din greșelile mele, fără să mai greșească și ei și vor avea libertatea să facă alte greșeli, pentru că da, nu putem să nu avem și experiențe personale. Ok, așa a început lupta mea cu kilogramele în plus, făcând sport. Un alt lucru pe care l-am schimbat încet, încet a fost categoric alimentația. Am început să am mai multe grijă la ceea ce mănânc. Deja începeam să citesc despre nutriție, despre cum ar trebui să mănânc sănătos. Încă nu-mi permiteam să merg la nutriționist, dar aveam colege, am început să citesc pe internet, aveam colege care țineau diete, am început să citesc pe internet. Le-am citit puțin și lor dietele, am înțeles de la ele că fiecare dietă este personalizată și că ceea ce se potrivește pentru ele se poate să nu se potrivească pentru mine. Și nu am ținut dieta unei colege, nu am făcut asta niciodată, dar am citit acolo și am înțeles cum ar trebui să mănânc și eu. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să număr caloriile. Și să învăț să număr calorii, să-mi amintesc eu că am făcut prima dată, am învățat să număr caloriile și să mă uit și eu să văd alimentele, câte calorii au și cum sunt din punctul de vedere. Iar următorul lucru pe care l-am făcut în aceeași perioadă a fost să beau mai multă apă. Toată viața mea, până să mă îngraș, am fost genul de persoană care bea maxim așa jumătate de cană de apă pe zi, nu bea mai multă. Dacă o beam și pe asta era un miracol. Restul, nu știu, trăiam cu lichidul de la ciorbă și atât. Efectiv, atât, lichidul de la ciorbă. Ăsta era lichidul pe care eu îl consumam de fiecare dată. Până să mă îngraș. Practic, în perioada aceasta am învățat și să beau apă, pentru că beam foarte puțină și toate colegele mele spuneau că este foarte important să beau apă. Și evident că m-am avansat și cu partea de sport, pentru că fiind tânără, abia ce căpătasem într-un surplus de greutate, corpul meu nu a fost foarte afectat și am reușit să trec de la bicicleta aceea să fac cardio. Mi-a plăcut foarte tare să fac zumba și o perioadă lungă de timp am făcut zumba, chiar 2 antrenamente făceam în fiecare seară, la fel. Ajuns la specialist, într-un final, după cred că un an și jumătate de încercări de a slăbi fără să am niciun rezultat. Ce am găsit acolo nu au fost foarte multe lămuriri. Eu sunt genul de persoană care cere detalii, adică îmi place să mi se explice, să înțeleg ce mi se întâmplă.
principala mea întrebare, pentru că na, mergeam la un specialist, era de ce mi s-a întâmplat asta. Din păcate nu am primit un răspuns la momentul respectiv. Am înțeles mai târziu că na, nu este nimeni responsabil să-ți dea astfel de răspunsuri și nimeni nu o poate face atât de ferm și de sigur. Am făcut analize pentru glanda tiroidă să văd care este situația. Era un pic TSH-ul mărit, este normal să fie așa atunci când ai surplus de greutate, nu era foarte mare, la limita superioară acolo. Ceea ce, doamnei doctor, na, nu mi-a spus să fac investigații suplimentare sau ceva de genul acesta. Mi-a dat un regim, acea hârtiuță, acel Xerox, pentru că practic era un regim cu un anumit număr de kilocalorii pe care le-ai de mâncat pe zi și să faci lucrul acela timp de 3 săptămâni. După 3 săptămâni urma să revin și să vedem ce se întâmplă, ce s-a întâmplat. Nu am avut ceva ce să schimb, doar că nu am mâncat acel mic dejun, pentru că nu beau cafea de fel, nu am băut niciodată și cu atât mai mult cafea neagră, neîndulcită, expreso scurt, nu. Pentru mine e o moarte curată. Ce palpitațiile, mai amețeala, nu funcționez cu așa ceva la bord. Nu funcționez așa. Și ăsta e singurul lucru pe care nu l-am făcut. Concluzia acelei vizite sau vizitelor care au urmat, că nu au fost foarte multe, și răspunsul care m-a durut cel mai tare a fost la următoarea întrebare. Am întrebat pe doamna doctor, de ce m-am îngrășat, de ce nu pot să slăbesc, de ce mi-este atât de greu? Și m-a întrebat dacă părinții mei sunt și ei obeji, dacă au surplus de greutate. Am zis că da, sunt obeji, pentru că amândoi sunt obeji și au surplus de greutate și mi-a zis că poate să fie genetic și asta e, nu am ce să fac. Asta a fost răspunsul care am plecat la momentul acela. Nu vreau să vinovățesc pe nimeni, nu vreau să spun că nu a fost ceva profesionist ce s-a întâmplat acolo, nu înțelegeți asta. Pur și simplu, nici eu nu eram suficient de pregătită și eram foarte... Am plecat de acolo cu inima frântă. De ce era atât de grav pentru mine sau atât de important pentru mine să slăbesc? Pentru că îmi doream să rămân însărcinată. Mi-am dorit din... totdeauna să fiu mamă tânără, mi-am dorit întotdeauna să am un copil și ăsta a fost visul vieții mele, îmi doream să-l văd realitate, dar îmi era frică, aveam aproape 90 de kilograme, mă gândeam că dacă mai iau încă 20-30 de kilograme în timpul sarcinii, așa cum am de la foarte multe mămici, că iau în timpul sarcinii, mi se făcea frică și mă gândeam că nu o să fie bine, nu o să pot să nasc corect, sănătos, nu știu, nu o să trec de naștere, sau că copilul nu va fi sănătos. Și da, asta era greutatea care stătea pe sufletul meu la momentul respectiv. De aceea eram și foarte înverșunată și făceam foarte multe lucruri pentru a slăbi și eram foarte strictă cu anumite lucruri. Ok. În principiu, perioada aceasta cam așa a fost. A fost perioada în care eu am învățat să fac sport. De la bicicletă, zumba, pilates, am experimentat foarte multe lucruri, am învățat foarte multe lucruri despre corpul meu, am învățat foarte multe lucruri despre mine, mi-am pus la încercare tăria de caracter, puterea și eu consider că toată perioada aceea a avut un rost, un rost foarte important, pe care la momentul acela când sufeream și de nu mi era bine, clar nu-l înțelegeam, dar pe care puțin mai târziu l-am înțeles și eu sunt foarte recunoscătoare că mi s-a întâmplat asta. Simt că așa a fost drumul și că a trebuit să trec prin acea experiență ca eu să pot să fiu cine sunt astăzi. Chiar să pot să fac aceste videouri, să pot să ajut acum, astăzi, persoanele să-și învească stilul de viață și alimentație, să pot să-mi ajut copiii să aibă o alimentație sănătoasă, să le dau exemple bune. Practic, toată acea perioadă mi-a dat motiv să devin cine sunt astăzi și sunt foarte mândră și sunt foarte fericită că s-au întâmplat lucrurile așa, deși la momentul ăla a durut foarte tare.
De aceea vreau să te încurajez și pe tine. Dacă ai surprins de greutate, dacă te lupți cu asta și nu știi cum să îmbunătățești lucrurile, încearcă să vezi partea plină a paharului și să înveți, să înveți din asta, să înveți din experiența asta. Eu mi-am dezvoltat această abilitate de a vedea din orice provocare o oportunitate de a crește și de a învăța. Astea sunt, de fapt, provocările. Întotdeauna așa a fost, întotdeauna provocările vor fi oportunități de a crește și de a învăța. Ia-o ca atare și nu te descuraja, chiar nu te descuraja. Intră în lupta asta, intră în jocul ăsta, pentru că cu siguranță ți s-a dat asta pentru un scop, cu un scop. Cu siguranță ai un scop un pic mai departe de supusul ăsta de greutate. Eu cred cu tărie că noi cu toții trebuie să fim fericiți, să fim împliniți, să fim cea mai bună versiunea noastră, cea mai bună forma noastră, atât fizic cât și mental. Avem cum să facem asta, dar trebuie să ne găsim aici puterea și tăria. Mi-am făcut curaj și am rămas însărcinată. Din fericire, sarcina nu mi-a adus foarte multe kilograme în plus, mi-a adus doar 7 kilograme. Am rămas însărcinată când aveam 90 de kilograme. Am slăbit în primele 6 luni de sarcină 8 kg și în ultimul trimestru, clar, am luat în greutate, am ajuns la 97. Atâtea kilograme aveam în momentul în care m-am urcat pe cântar în maternitate, atâtea kilograme am avut în momentul în care am urca pe cântar când am plecat din maternitate cu copilul în brațe, adică eram născusem deja. Și atâtea kilograme aveam în momentul în care m-am cântărit în centrul wellness unde am fost și unde am primit ajutor pentru a slăbi. Am ajuns acolo și aveam 96,5 kg după 2 ani și jumătate, nu, după 2 ani și o lună de la naștere. Asta a fost istoria mea cu îngrășatul. În următorul video urmează să vă arăt, să îți povestesc istoria mea cu slăbitul. Pentru că primul meu rezultat am început să lucrez la el acum 8 ani. Într-un an de zile am slăbit și 35 de kilograme. M-am menținut 3 ani și vreau să-ți povestesc pe scurt cum am fost, ce am făcut și ce m-a determinat să ajung în această postură de wellness coach, de persoană pasionată să vorbească despre slăbire, să vorbească despre acest capitol din viața ei și să împărtășească mai departe. Ne vedem la următorul video. Îți mulțumesc frumos că ai stat alături de mine și ai ascultat această istorie. Sper să te ajute!